În Comuna Moisei, tradițiile și obiceiurile specifice zonei nu sunt lăsate să moară, iar o dovadă în plus este și proiectul administrației locale pentru dotarea căminului cultural. Primăria Moisei a obținut fonduri europene pentru înzestrarea acestui obiectiv cultural cu echipamente de sonorizare și iluminat, cu instrumente muzicale, aparatură foto-video și costume populare. Ultimele dintre ele tocmai au ajuns în dotarea căminului. Avem aduse instrumente muzicale, avem stații de iluminat, stații de sonorizare, aduse tot. Căminul cultural e construit în perioada mea, e un cămin model cu 300 de locuri, cu scaune tapitate, cu cămin, e un fel de tip sală de cultură. Costumele populare vor fi folosite de membrii formațiilor din comună. Sunt tineri care activează în ansamblurile din Moisei create în urmă cu mulți ani. Avem formații culturale mai multe și avem din 4 zone costume populare. Și din Țara Oașului și din Bistrița Năsăut și din Păcoaș, din mai multe zone. Și formația de dansuri le va îmbrăca acolo, depinde unde se vor prezenta spectacolul. Mai bine trei formații de dansuri pe categorii de vârstă. Prin achizițiile făcute s-a dorit să se ofere viitoarelor tinere talente din Moisei o infrastructură de excepție. Pe lângă asta, cei care au muncit la acest proiect speră să stârnească un mai mare interes pentru această comunitate și tot ce reprezintă ea.